Bună ziua, dragii mei! Cătălin Cornea sunt. Am făcut astăzi un joc pentru că vreau să vă explic câteva lucruri legate de cum învățăm câinele să ducă geanta în dinți și apoi să facă acest aport, să o ia dintr-un punct și să ducă în celălalt. Cel mai important este, după cum ați observat, să o ia de aici, de mâner, să nu apuce de aici, să nu apuce de aici și pur și simplu de aici. O să vedeți cum facem asta, cu cine astăzi, decât cu Hana. Cine este aici? Este eleva noastră care ne va ajuta la... ce? La exemplificare. Ea este Hana, o așteaptă pe Ana și vom începe exemplificarea. Pregătim câinele. Ești pregătită și tu, Ana? Cea mai pregătită. Ia să te văd. Fie în scop utilitar, fie în cinematografie, aportarea și ținerea obiectelor a fost motiv de fascinație, nu doar ca rezultat în sine, ci în primul rând ca etape succesive care urmate duc la acest rezultat. În primul rând, a trebuit să o învățăm cu zona aceasta în care o atingem. Apoi a trebuit să o învățăm să accepte să țină un obiect în gură, pentru că primul reflex al câinilor este de a scuipa ceea ce intră în gură fără a ei să îi dorească neapărat. Apoi, după ce a început să stea cum ne-am propus, cu obiectul în dinți, așteptând, anticipând recompensa, că despre asta e vorba, totul trebuie să se transforme într-o anticipare a recompensei. Anticipând recompensa, câinele este motivat să ducă mai departe exercițiul, să coopereze. Dacă facem câinele să înțeleagă că ținerea botului precede recompensei dorite, avem asigurat succesul pentru etapa următoare. Aceasta constă în faptul că vom asocia obiectul pus în gura câinelui cu ținerea botului. Deci, din start, obiectul va fi de asemenea asociat pozitiv. După ce parcurgem cu răbdare etapele, ne asigurăm că toate asocierile sunt bine puse în pagină, eliminăm puțin câte puțin atingerile pe bot. Astfel, doar menținem obiectul în gura câinelui de dedesubt, apoi susținem acest comportament prin voce, încurajând cu mângâiere. Începem să-i dăm obiecte care atârnă și care în mod normal o încurcă un pic în deplasare, în mișcare. Și atunci schimbăm obiectele, pentru că asta face parte din generalizarea exercițiului, și apoi începem să o mișcăm nițel. Să facem ușoară deplasare, să-i explicăm faptul că este la fel de valabilă ținerea la comandă, chiar și în regim de deplasare. Apoi recompensăm. Nu vom reuși din prima, asta este clar. Acesta nu este motiv de îngrijorare sau enervare. De fiecare dată când trecem la o etapă superioară sau generalizăm, este nevoie să recapitulăm ceea ce am construit de la cel mai simplu răspuns la cel mai complex. Când îi dau un nou obiect să țină câinelui, am în vedere că acesta îl poate respinge ca primă reacție. Nu rămâne decât să cobor un pic pe succesiunea etapelor și să îl obișnuiesc cu noul, așa cum am procedat cu primul obiect pe care l-am folosit. De această dată, timpul va fi mult mai scurt până la reușită. Am ajuns la o fază destul de bună a exercițiului, dar trebuie să generalizăm, să aprofundăm generalizarea și să mărim nivelul de dificultate al exercițiului. Suntem la faza de mișcare cu obiectul în dinți, dar trebuie să facem mai mult de atât. Vom încerca acum cu obiectul să coborâm și să urcăm scările. De obicei, câinii, la un anumit nivel de început, atunci când întâlnesc un obstacol, lasă obiectul jos ca să continue mișcarea. Avem acest obiect care nu va încurca, nu va încurca foarte mult la mișcare. Da? Și pentru că nu încurcă la mișcare, avem mai multe șanse să
o recompensăm, să-și câștige recompensa pentru o reușită. Trebuie să conducem câinele către succes. După ce facem asta și dacă ne iese, schimbăm cu obiecte care atârnă și care o pot încurca la mișcare. Bravo! Ce facem în cazul în care câinele lasă obiectul atunci când vrem să plecăm din loc? Este simplu. Trebuie să avem în minte că de fiecare dată când l-a respins și noi am repetat procedura cu consecvență, câinele a acceptat sugestia noastră și am putut merge mai departe. Astfel că în această nouă provocare, în cazul unei erori, informăm câinele cu nu, apoi îi cerem să țină obiectul din nou. Ne deplasăm, lăudăm atâta timp cât menține exercițiul, după care finalizăm cu recompensare. Suntem la faza cu geanta. Am făcut tot ce trebuie pentru a putea să atacăm, în ghilimele vorbind bineînțeles, această etapă. Ideea la geantă este că are un mâner foarte mic. Un mâner pe care ea nu-l nimerește cu gura dacă nu exersăm. Am făcut această comandă ține, câinele a învățat despre ce este vorba și acum a lucrat cu obiecte care se mișcă, care se balansează în gura ei, da? Acum trecem la geantă. Astfel, în aceste situații de mediu real, noi vom lucra. Eu am încredere că va câștiga multă experiență în ceea ce privește ținutul obiectelor și credeți-mă, acest exercițiu va fi unul de mare succes în dresajul de film. În momentul în care un scenariu va fi pliat pe tipul acesta de exercițiu, câinele acesta va deveni un câine actor. Cândva era un serial memorabil în care unul dintre eroi era câinele Calu. Acesta, un exemplar foarte bine dresat, în una din scenele serialului îl însoțea pe stăpânul său Pistruiatu către școală, ducându-i ghiozdanul. În realitate, el era un câine lup polițist. Dar iată că cinematografia s-a bucurat atunci ca și acum de performanțele câinelui și de ce poate face dresajul din acesta. Să vă mai amintesc de acea capodoperă de film american 8 Below, în care acel husky mergea târâș către marginea unei spărturi în gheață, ținând o funie în dinți pentru a-l salva stăpânul? Numai un scenarist deștept putea să includă această scenă, acordând admirația cuvenită unui asemenea element de dresaj. Vi se pare foarte ciudat? Dar aceasta este recuzita. Important este să adaptăm etapele de la simplu la complex. Am început cu ținerea botului, apoi i-am dat un obiect subțire, i-am dat un obiect care nu atârnă să-i încurce deplasarea, am început deplasarea și apoi am făcut generalizarea cu fiecare din aceste obiecte. Imaginați-vă ce este acest obiect. Este un obiect care, ținut de aici, o poate atinge peste lăbuțe, imediat poate da drumul. Însă, dacă știe bine comanda de așteptare și își dorește cu adevărat recompensa, nu ai de drum. Bravo, iubit! Bravo, foarte bine în tine! Bravo, da, mama! Sper că v-a plăcut acest exercițiu, pentru că este unul absolut special. Pasiunea mea este dresajul de film și tot ce pun în dresajul acesta de companie caut să fie o firmitură, o bobiță și din acest dresaj, această specialitate spectaculoasă, dresajul de film. Mă bucur că ați fost alături de mine, sper să ne întâlnim și cu alte ocazii cu exerciții mult mai interesante și chiar cu acest exercițiu dus la un nivel mult mai sus decât l-ați văzut astăzi. Ne consultăm apoi să vedem ce putem face mai bine pentru dresajul nostru. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!